În anul 2017, în raionul Cimeșlia s-a constatat o creștere a gradului de contaminare a animalelor cu virusul rabiei. Astfel, în primele 9 luni ale anului curent, în raion au fost confirmate 4 cazuri de infectare cu rabie la animale, spre deosebire de 2 cazuri în 2015 și un singur caz în 2016. Conform raportului prezentat la ședința Comisiei Raionale de Sănătate Publică, în acest an virusul rabiei a fost confirmat la 3 câini în orașul Cimeșlia și satul Troițco și la o pisică în localitatea Satul Nou. De când activez, de acum pe parcursul a 10 ani, așa multe cazuri n-au fost înregistrate niciodată. O problemă majoră prezintă tomberoanele cu deșeuri neevacuate la timp, unde se adună animalele fără stăpân care prezintă pericol de rabie pentru cetățeni. Principala sursă de infecție a animalelor domestice cu rabie sunt vulpile, care pătrund în gospodăriile oamenilor. Cetățenii sunt rugați să depisteze la timp semnele rabiei la animale și să se adreseze la organele competente. În prima fază, animalul își schimbă comportamentul, chiar și față de stăpânul său. Devine agresiv, agitat, deseori înghite obiecte necomestibile. În această fază, de obicei, câinii sau pisicile fug de acasă, mușcând cu furie tot ce întâlnesc în cale. Vulpile care atacă vânează în mod obișnuit noaptea, fiind bolnave de turbare, pătrund în localități, ogrăzi, case, în plină zi, fără a se feri de oameni sau câini. În câteva zile la animale bolnave apare fenomene paralitice, ce le fac să se miște cu greu sau uneori să stea locului nemișcate. Din cauza paralizării mușchilor faringelor și laringelui, animalul nu poate înghiță. Face impresia că se neagă. În total, în raionul Cimeșlia, în primele 9 luni ale anului 2017, pentru îngrijiri medicale din cauza mușcăturilor de animale s-au adresat 78 de persoane din 22 de localități, iar 12 persoane au fost traumate sau în contact cu animalul infectat de rabie. Unica metodă sigură de tratament care poate preveni îmbolnăvirea și salva viața pacientului este vaccinarea efectuată la timp. Pentru 10 luni ale anului 2017 au fost folosite 175 de doze de vaccin antirabie. În Republica Moldova, în anul 2016, au fost înregistrate 97 de cazuri de contaminare a animalelor cu virusul rabiei.